Da, putem începe, domnilor consilieri? Putem începe, da. Bună ziua, bine ați venit la ședința noastră de 1 iunie. Începem prin a vă prezenta ordinea de zi, dar înainte de ordinea de zi, o să supunem la vot procesul verbal de la ședința trecută, dacă l-ați studiat și atunci v-ați comentat asupra acestui lucru. Dacă nu sunt comentarii, supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Este... Da? Acoptiți-vă. La procesul verbal, da? Aș vrea să fac urmat la procesul verbal. Spune aici, ca să nu citim tot, să scrieți doar câteva articoli, în care spune că domnul Codron spune că există un plan de modernizare, exista un plan de modernizare pentru terenul de sport, dar nu a fost bani pentru el. Domnul consilier Ungureanu susține că acest proiect poate fi finanțat și cu fonduri europene. Vreau să știu dacă acest proiect, respectiv terenul de sport, va fi finanțat cu fonduri europene sau va fi finanțat pe bugetul local. Ce înseamnă? Eu vă răspund. Ce înseamnă? Bun. Cred că am fost destul de înțeles în urmă ședință, când am spus și cu domnul Ungureanu. Deocamdată, până ajungem la stadiul de fonduri europene și așa mai departe, hai să amenajăm noi. Să până la cum să fie practicabil, să se poată juca și după acolo mai devreme, sigur că. În primul rând, avem problema zonei de acolo. E o zonă inundabilă, mi-a complicat cu fondul european, nu trebuie să intre la fel de tot. Dar începem, vedem, că nu e. Păi nu, dar eu n-am ajuns, chiar vreau să întreb. După ce domnul consilier Ungureanu spune că poate fi finanțat și fonduri europene, urmează, pare cuvântul domnul consilier din Violet, care afirmă că niciodată nu a fost acel teren inundat și că nu va fi nici de acum un port. De unde sunteți așa de sigur? Dar eu, domnul consilier din Violet a spus că acel teren nu a fost niciodată inundat. Eu îmi contrazic și să-i spun că acel teren a fost numai în vreme de acum 7 ani, a făcut prag și a fost bun. Și dacă nu facem cu fondurile europene, m-ar interesa. Deci personal, nu mă interesează ceilalți colegi. Mă interesează personal. Ce valoare ajunge, la ce valoare se ridică? Nu vă pot da o sumă fixă. Deci nu mă înțelegeți greșit, până nu ajungem acolo să se vadă. Știți destul de bine, a fost vorba la un moment dat de gazon însămânțat de cei cu o firmă specializată. Iese din discuții, depășim undeva la 100 de milioane. Deci, eu încerc să-l pun acum cât mai repede, să avem un loc. M-aș fi gândit și la un loc de joacă. Dar având deocamdată unde să-l facem, am pune acolo. Avem camere de supraveghere de la stația de depurare. Deci nu putem să ne întindem peste măsură. Banii în buget n-au fost prinși, încercăm să facem. Ok, bun. Și atunci ce destinații vom da noi acelui teren? Teren de sport, teren de joacă? Este deja spațiu. Deci, vă lăsăm la urmă. Deci, nu, eu nu am fost. Terenul ăla figurează ca teren de sport. O porțiune, nu tot terenul. Noi având în proiect și gândim pe termen mai lung, ce înseamnă, ca să facem acolo lângă el, să mai facem și alte activități. Nu numai sport, bine, să putem face. Finanțare ce înseamnă? Finanțare înseamnă că o să abordăm și alte instituții care să primim sponsorizare din partea lor. Deci nu o să fie preluat. Pe buget local, însă mai vin cu un argument. Mai recent acum, guvernul a stabilit 5% că putem, ca obiectiv pentru sport, putem să dăm 5% pentru sport. Ceea ce este un lucru foarte bun, cred că vor ca să promoveze tineret, ca să joace. Deci finanțarea nu o să fie de anvergură, eu știu, de miliarde. O parte o să fie susținere financiară din partea primăriei și o parte o să fie din partea sponsorilor. Deci nu o să fie perpetuat. Iar încă o parte, binevol cine vrea să vină și să ajute foarte bine. De exemplu, și eu m-am oferit, că nu vreau acum să aduc ce voi face sau ce am făcut până acum, deci nici nu trebuie. Adică, practic, vin cu utilajul meu, fac activitate acolo, eu nu concep nicio finanțare. Deci nu am ca să iau nimic. Eu ceea ce vreau ca copiii să joace pe același teren, toți din această comunitate. Deci nu înseamnă că eu
am tins ca să fac numai pentru Trotuș, sau numai pentru Duda, sau numai, eu știu eu cum se vehicula, că o să fac pentru Duda sau pentru Trotuș. Nu. Deci toți copiii care vor să joace fotbal și vor să beneficieze de acel teren, poate să vină la noi să înscrie, ca să știm de să putem să faci. Da? Vă rog să puteți. Și la ședința următoare, credeți să ne puteți aduce măcar, nu știu, o sumă estimativă, așa, cât ar costa? Sunt ca până la ședința viitoare să fie gata de noi. Și atunci asta îmi ok. Mulțumesc. Da, dacă nu mai sunt întrebări asupra procesului de verbal, spun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Dăm citire ordinei de zi. La punctul numărul 1. Avem proiect de hotărâre pentru desemnarea domnului Andreanu Clemen, președinte de ședință pe luna iulie acestui an. La punctul 2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului contribuției Consiliul Local pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap. Aici cred că la Consiliul trebuie să fie prezentă și doamna care... La punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea de lucrări de stres din statele componente ale Comunei Târgu Locuș. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statutului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Târgu Locuș. Proiect de 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunile de finanțare și de dezvoltare pentru trimestrul 1-2017. La punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirea și gestionării situațiilor de urgență la nivelul Comunei Târgu Locuș. La punctul 7. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în Comisia Locală pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor. Și la punctul 8. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, întocmite în vederea vânzării imobilului, teren și construcției rezervor apă ce aparține domeniului privat al Comunei Târgu Locuș din procedura de licitație, prin procedura de licitație publică. Toate aceste proiecte de hotărâre sunt inițiate de primarul Comunei, iar la punctul 9 avem diverse. Înainte de a trece la punctul 1 al ordinii de zi, întrucât luna aceasta s-a împlinit un an de zile de când s-a preluat mandatul de către domnul primar, respectiv de către actualul Consiliu Local, aș ruga pe domnul primar să ne spicuiască în două minute realizările care s-au făcut în acest an de mandat. Da. Hai să începem cu Târgu Trotuș. Proiect realizat. Finalizarea extinderii de rețea electrică, cimitirul evreiesc care este situat super finalizat. Mai avem o leacă de muncă în zona izboarelor. Avem întreținere de drumuri, iluminat public, complet pe DN12A, numesc ați observat. Finalizarea procedurii și executarea lucrurilor pentru extinderea de la școală, centrala tehnică și grup sanitar, care de acum ar trebui să termine și cu asta, și sectorizarea cu apomează către măsoanele cu cămine. Deci știți problema care am avut pe drumul apei. Încercăm să ținem din scurt. Așa, avem în derulare proiect teren fotbal, Trotuș și vorba de teren modelul din curtea școlii. Așa, plus anexa respectivă, clădirea aia, magazia care există acolo. De sport, așa, este, încă avem o cameră din două privată, e sală de sport, dar dacă tot avem posibilitatea pe bani europeni, de ce să ne profităm? Am un calcul și pavare. Săptămâna trecută am fost la Domnul Național la Bacău și să vedem cum obținem o metodă de avize, știți, că avize zburează infinitate. Și poate ne ajută și pe aici să meargă mai repede. Suma rămasă din licitația respectivă de la școală, să vedem cum manevrăm către pavajul centru din Târgu Trotuș.
aici unde este la centru și toată lumea de trecere. La Vișoara avem întreținere de drumuri, schimbat conductă 560 de metri, da? Va lăsa drumul agricole, Valea Podului, Risaca, suntem în momentul de drum și acum, iluminat public lămpi, spre surpriza mea, neplăcută, să știți că au fost foarte multe ulițe și toată cum am în Vișoara s-a făcut, unde nu au fost iluminate. Așa, și nu normal. Așa, drumul principal, nu știu dacă au terminat zilele trecute, s-au lucrat, au schimbat becurile astea vechi care consumă în LED, pe Vișoara. Da, mai e de mâncă o leagă, și asta. Așa, și cea mai de-a dreptul lucrare, repararea și valorizarea drumului din Baratici, care încă se lucrează. Aici și excepțional acolo. Avem proiecte în derulare pe GAP, podul de la Bărnești, știți podul respectiv. Mai avem niște părăi formatat la Vișoara, spre deosebire de tot, și pentru totuși e mai complexă problemă, o cunoașteți cei care sunteți de acolo. Canalizarea depusă pe PNDL, numai pe Vișoara, și unul din proiecte. Așa, și continuare, avem în vedere continuarea rețelei de apă potabilă. Am mai rămas undeva la 1,200, dacă nu mă înșel. Poate reușim să mai schimbăm un consum de 500 de metri în toamnă, să vedem cu bani. Bun. Tuta. Depolmatare de șanță, am avut și acolo niște probleme, întreținere de drumuri, balansare drumurilor agricole. Am avut câteva drumuri care l-am balansat. Mai avem încă un drum care vedem în toamnă, poate chiar în primăvară, anul, depinde cum sunt cu banii. Redirijare pe râu Hețaș. Unii dintre dumneavoastră, cred că toți știți despre ce e vorba. Am văzut șanță respectiv s-a stupat. Acolo fiind o reală problemă, pe timp de iarnă și nu numai, mașini căzute în șanță. Finalizare, extindere rețea electricitate. Am găsit un proiect de la vechea conducere, am pus-o la capăt și mai avem încă o extindere să facem până în toamnă, poate până la capăt. Așa, în balastare, drum cu Bartuta. Aici am profitat și de cei de la gaz, ca să mă ajute și cu utilajele lor. E vorba de vreo 800 de metri. Ce proiecte ar mai fi? Mai avem o extindere la Târgu Trutuș de rețea, în zona industrială, fiind zona intravilană. O extindere de rețea la Tuta, în zona Nisip. Un drum de balastrat, tot așa, la un kilometru, în satul Tuta. E vorba de drumul care l-am redeschis, drumul vechi al satului, pe care știți, prin zona Hețașului, care este la capătul satului, spre satul Catului. Finalizarea rețelei iluminat public, așa. Încercăm să știți că prin înlocuirea de lămpi LED, încercăm să și diminuăm din factura respectivă și se simte, să știți. Așa, proiectul Cămin Cultural Tuta, care a plecat pe fonduri europene. Și proiectul pentru toată comuna, un lucru foarte important, proiectul cu gazele. Să vedem cum o ducem la capăt. Mai pe tot asta? Nu, domnule, dar pe toată comuna asta, da. Da. Da, dacă sunt obiecțiuni la... Numai un pic, vă rog. Dacă sunt obiecțiuni, v-aș ruga să renunțați și la punctul de vedere să le discutăm. Mergem în continuare la punctul 1 al ordinei de zi. Putem? Ordinea de zi? Da, să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Obligator. Proiectul de hotărâre privind desfășurarea domnului Mureanu Coelen, președintele ședinței. Consiliul local al comunei Târgu Trotuș, împrunit în ședința ordinară din data de astăzi, luând în considerare propunerea ca domnul consilier Mureanu Coelen să fie președinte de ședință de luna iulie 2017, hotărăște domnul consilier Mureanu Coelen este ales președinte de ședință de luna iulie. Prezenta hotărârii intră în vigoare de la data aducerii ei la cunoștință în final. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local pentru finanțarea serviciilor sociale destinate la protecție și promovare drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap. Inițiator primarul comunei. Aș vrea la acest proiect să ne expună domnul primar sau doamna compagnie în două cuvinte, dar pe ce e doar? Ce s-a modificat? Nu s-a modificat nimic. În fiecare contribuția care avem de și un buget la... Și e același procent de anul trecut? Da, da, da. Da. Și bani care nu e doar pentru județean, avem doi copii. Nicolae și Ivan. Persoane cu handicap? Nu, 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 scopice. Atât. Dacă sunt discuții pe acest punct, domnul Nichiteu, altcineva? Poftiți, domnul Nichiteu. Vreau să întreb, până la urmă, la măsura când a răspuns, aici am proiectul de hotărâre, nu? De persoane, vezi? Și vreau să știu contribuția noastră, în cuantum de cât? 100.000, 1 leu, 5 lei, 10 lei. Eu așa vreau ca să mi se dea un raport detaliat. Așa vreau eu, e problema. Problema mea, vreau să mi se dea un raport. Avem 4 copii în centru de plasament, luate pentru totuși, virează o sumă de. Da. Eu nu le găsesc în cealaltă. Zic două lucruri de stic, două secunde. Prima oară a spus că zic, nu s-a făcut să vedeți. Nu, 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 mi-aș fi văzut, vreau să nu avem, eu nu am aici în momentul în care fac o întrebare, în momentul în care adresez o întrebare, eu nu adresez problemă. Nu, nu, dacă nu trebuie să ies. Dar când am aprobat bugetul, știți că aveam în spate mai multe adrese la Consiliul Județean. Deci Consiliul Județean dă o sumă special pentru așa ceva. Și aveți 25.000 prinsul la transfer cu caracter accelerat. Deci este o contribuție a bugetului local, dar banii nici nu am acolo. Deci asta este... Și vezi, trebuie să anexați doamnă celul ca să vedem în spate că sunt de persoane să nu dai niciun lucru. Dar nu trebuie să o anexezi, pentru că aia se schimbă și nu este... Domnule, putem să o anexăm, dar de cine a cerut o dată? Da, dar se schimbă. Deci nu putem să o punem. Acum cine a scăpat de reședință? Vă scapă cam multe lucruri, domnul Titan. Vă spun eu sigur. Poate îi scapă, nu mai scăpat, nu? Bun. Da, dacă nu e cineva. Dacă nu supunem la vot acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de străzi în satele componentele comunei cu totul. După cum știți, aici ne privim de câteva luni de zile, s-au fost făcut modificări într-un final. Acum două ședințe, mi se pare, s-a stabilit un proiect final și s-a înaintat la Bacău. A venit această aprobare de la Bacău, am înțeles. Dacă sunt ceva discuții sau obiecții pe aceste probleme, domnul Viteu, poftiți. Domnul președinte, domnul președinte, am avut, nu știu, ședințe trecute cu tabela cu străzile. Nu știu, văd că nu s-a găsit aici, în care am făcut facilitatea, am folosit și pe tot de ciornă. Am zis așa, am discutat ieri cu doamna secretar aici și am zis că strada Nicolae Iorga, care spune așa, la fel de drogul și mărindă, din strada totuși că când investiția strada e de Dimitrie Candelic cu strada Mihai Cogălnicianu. Este denumită aici strada Nicolae Iorga. Asta strada de la Bufet. De la Bufet, da. Și eu am spus așa, că acea stradă de la trecută, dar n-a trecut, dar n-a trecut, dar n-a trecut, dar nu mai, am găsit numai una atâta, recunosc. Acea stradă să se numească strada Învățător Maria Rogoza. Pentru că eu trăind în această comunitate, făcând parte din trecutul și a fost învățătarea mea și nu a mea, a multora. Deci ea a fost și primar, așa cum avem străzi de cedat Dumnezeu să numească pietrele la ușoară ședințe, deci aș vrea să se schimbă denumirea de stradă. Și am mai discutat cu oameni după, din spate de la parohia romano-catolică, de ce să nu-i dăm
acelei străzi din spatele parohiei, strada parohiei. Mă rog, nu știu, s-a dat o stradă care nu are nicio legătură cu, cu comuna de Dobrogeș. Deci asta vreau să, să se facă schimbarea asta. Ieri, domnul primar de față, a discutat că dacă mai lungim, nu știu, ne mai ducem comună. Dar cât am stat atâția ani pentru ăsta, stăm de 20 de ani. Nu mai lungeți deloc, domnule. Ați avut dacă sunt două luni la antenă. Deci nu ați completat atunci? Asta vreau să... L-am completat. Unde e tabelul? Nu mai este tabelul. Nu există, domnule. A zis că ați uitat la acasă. Domnule, l-am uitat la acasă. Deci asta nu vrea voastră. Ia vedeți, bă, de treabă, nu mai lungi nimic. Eu nu mă fac de răzut pentru domnitare la Bacău. Că sunt și sunt de-a tabelul și acum... Ce să nu te proaște nu. Pentru Dumnezeu? Ai acum două luni de zile tabelul la Dumnezeu. De ce nu l-ai completat? Poate schimba. Băi, dar nu vede cu Dumnezeu. Nu, nu mai schimba. Cu Dumnezeu nu mai schimba. Nu mai schimba. Cu unul masă. Doar că te înțelegem cu asta masă. Care să așa? Deci eu vreau... Deci eu vreau ca să schimbăm? Nu. Eu vreau ca... Nu vrei ca să schimbăm? Schimbă și în altă ședință, dacă vrei, Dumitare, vin cu un proiect de hotărâre și te rog cu Dumitare, exprede proiectele astea. Și nu e nicio problemă. Cred că am mai spus chestia asta odată. Și tu dacă o lungim și odată... Dar, numai un moment, domnul Gureanu, se răspundă doamna secretară ce implică această schimbare și cât durează. Enorm. Durează aproximativ o lună, deci trebuie să intrăm materiale... Și procedurile de ședințe le luate din nou. Da, deci noi trebuie să trimitem documentația la bancă, să așteptăm iar avizul de la Comisia... Doamne, domnul Cescu, se contrazic, se poate face o ședință extraordinară și se poate face parte de lucru. Am zis că următoare ședință de presiune locală. Păi puteți să facem coluna asta. Domnul Grean, profiți. Eu n-am zis că nu. Aș vrea să întreb domnii consilieri din Duda dacă sunteți de acord cu tabelul de la Duda. Că dacă suntem de acord, atunci noi putem să mergem, ne facem statuta acestea. După aceea, totuși, deci sunteți de acord ce din Duda, conform tabelului, pentru la Duda. Pentru Vinșoara, dacă suntem mai și deci dacă sunteți de acord de Duda, deci eu nu sunt copilul tău. Supunem la vot proiectul în forma inițială, care vreți să-l votați. Dacă vreți să luați cunoștință de ce a zis domnul Liviu, vă rog frumos să nu votați și propunem o altă rundă de vot. Dacă este puteți să menționați, noi suntem pentru că de acord ce nu se poate face. Proiectul se ia pe ansamblu. Deci se ia pentru toată cumva, da? Vă rog, cine este ca proiectul să treacă în formă inițială? Împotrivă? Abține? Doamna Vicii, ați lipsit la primele două puncte. Știți despre ce-i vorba. Nu votați pentru ele. Nu mai e. Deci, domnul Clement este da? Vot pentru. Și contribuția la vot. Bun. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și tabelului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tăbucă. Domnul primar, dacă vreți să ne expuneți în două cuvinte despre ce este vorba. Da, am avut discuții și el cu domnul consilier o parte din comisie. E vorba de postul doamnei Toma. Așa, pe care mă încadrăm, am vrea să mă încadrăm și de proiectul de protecție civilă. Dacă sunteți, dacă s-a analizat dosarul, dacă sunteți de acord. Deci, referitor la treaba asta, am înțeles discuții cu el, de salarizare, de ce nu angajăm acum. Și trebuie să înțelegeți că dacă ar fi costuri pentru alți oameni, am aduce, în primul rând, pentru poliții comunitare, în post 2-3. Dar nu ne putem lungi nici cu statul de funcție în așa fel încât să ne permitem să-i plătim. Dacă sunt întrebări? Da. Domnul Boagă?
Deci, domnul Ministru. Un pic, domnul Ministru. Altcineva? Poftiți, domnul. Din analiza documentelor care folosesc acest proiect de hotărâre, se spune clar, transformarea din funcție contractuală în inspector protecției civile cu studii superioare. Nu spomnește nicio salariată primării, doamna Toma sau doamna Ali. Deci, cu totul este post non-us. Da, am înțeles că s-a avut discuție. O să încercăm și pe viitor să avem un PSVSU în post. Păi, deci mă întreb. Deocamdată, despre protecția asta civilă, nu se știe în alte comune. Dacă se angajez sau se creze post pentru așa ceva. Noi suntem în urmă cu situații de urgență, nu avem om. Știu. Și a trecut anul când se ne-a plecat și ăsta. Da, dar ține să nu că a avut câteva da, expirat. O expirat. Da. Da. Protecție civilă, nu văd ce trebuie să facă omul ăsta, pur și simplu. Deci, domnule, de ce era dumneavoastră? Păi tocmai cum văd aici un puțin din anexii care fac parte din proiectul hotărâre, cu adresă din partea Corpului Superior, care îi pune suna cu asta, cum se spune, să nu fie în post. Deci îți dau dată la atribuții mai mult cu toată de ce. Da. Cum considerați dumneavoastră? Vreau să spun și așa, și că nu vă de ce nu înființăm un post de SDSU? Este postul domnului. Păi și de ce nu angajăm? De ce nu angajăm postul respectiv? Nu dați voi. Deci, de ce nu angajăm un om numai pentru SDSU? Deci poate fi persoană de sex masculin, o persoană de sex feminin, nu cred că poate să ducă să arunce la intervenție. Și nu cred că este necesar și chiar pe cuvânt, deci asta ca să înființăm și să dăm, să transformăm în funcție contractuală, care doamna, eu zic că nu, 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 eu nu văd rostul acestei. Mulțumesc. Dacă mai sunt obiecții, dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Ține. Două. Da. Trecem la... O să dăm postul de domnul celor de fapt. Nu este. Pe care? Pe 14. Pe 14, da. Și am 19. Deci, pentru trei posturi, pe domnul Andreanu, vreme, Anders, Împotrivă. Vă rog să ați mâinile sus, împotrivă. Domn Baroche, domnul Boamă, Exterionel, Băcară, Lenghe și Amore. Și abține? Nu văd. Care a trebuit? Să doamna postulă. Doamna Dicică. Deci patru. Așa, sunt patru. Vedeți că nu-i așa. Deci, a trecut proiectul sau nu? N-a trecut. Punctul 5. Proiectul hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor de comune de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 1-2017. Presupun că aici doamna contabilă de asta este prezentă la ședință și o rugăm să ne prezinte în detaliu acest lucru. Da. Execuția bugetului local a fost susținută de domnul funcționare. Trebuie să solicitesc la secțiunea de dezvoltare nouă de interpretare, pentru că primesc unul la sfârșit nouă de bugete aprobat și nu pot să mă interpretare. Verificurile totale au fost de 1583, din care venituri cu oficiențe 13,
Cote sume de facturi 332, sume din TVA 736, subiecte de orice de stat 2000. Cheltuielile au fost în sumă de 1210, din care autorități publice 268, transferul separat pe general României, Ordinea Publică pentru Siguranță Națională 1000, învățământ 508, cultura 11, asigură și asistență socială 12, locuințe servicii de locuință 95, protecția mediului 50, transportul 63. Cam asta a fost cheltuielile și veniturile la trimisul. Era bugetul aprobat și cheltuielile s-au făcut în limita 2012 de bugetul de 2016. Da, dacă aveți comentarii la acest subiect. Dacă nu sunt, aprobăm acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri în totalitate. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii gestionării situațiilor de urgență la nivelul comunei Târgu Protoș. Eu supun că acest punct este... Da. 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 Domnul primar, da. Doamna, domnul primar, poftiți. Știți că ni se cer anumite... anumite lucruri de tot la chestia asta de discuție. Doamna Contar, vă mulțumim pentru că... Și eu vă mulțumim pentru că... Am prins că vedeam că unde am considerat că e necesar, dacă s-a observat aici, da. Unde am considerat că e necesar, am pus niște sume modice, dar nu am avut nici prea mult la dispoziție, așa că am împărțit cum am considerat ca să nu avem probleme de pe privatizare. Deci mai mult scriptic decât practic. Sumele sunt mici. Aici, dacă ține bine minte, în ședințele anterioare s-a pus problema înființării unor echipe. Da, pentru stat de urgență. Dacă nu am apucat. O să terminăm și cu planul cei 5 de pot și în Nebicior. Avem oameni, da? Am explicat pe mine ei și probabil o să trebuiască să vedem cum facem să știm timp și nu am pus din asta. Da. Dar probabil în urma viitoare, unul din punctele de ședință va fi asta. Da. Eu zic să mai reluăm discuția, să punem oameni care au fost pe funcții, eu știu, vechi pompieri sau actuali, sau eu știu, oameni care știu un parc mare de succes. Știți că satul Bișoara chiar are pompieri la un actual. Și tu, ca nicio lege, da, nicio lege pompieri ca ei, ca așa cum... Măcar să coordoneze, să strigească... Dacă sunt întrebați acest proiect de votare, dacă nu, supuneți că aprobare pentru, împotrivă, abține, în totalitate. Punctul numărul 7. Proiect de votare privind convocarea adunării proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului. Deci am înțeles că erau niște comisii întornite. Doamna secretară, bună ziua, problema vă rog. Deci este vorba din Comisia Locală de Fond Funciar, din care face parte și domnul inginer Doamna. Dumnealui, la ultimele ședințe pe care le-am avut, a refuzat să mai participe, cerând să fie plătit. Nu există cadrul legal pentru cei care sunt în comisie, domnul Dinu care este în fie, nu știu dacă mai cineva dintre dumneavoastră, deci nu putem să plătim această comisie. La ultimele trei ședințe, puneam să participat. Deci nu putem funcționa fără să fie comisia întreagă. Legea prevede că cel puțin Consiliul Local să convocăm această adunare a proprietarilor de terenuri din comună pentru a fi ales un nou membru. Ceilalți membri corespund? Eu zic să alegem în totalitate. Noi am plecat acum din cauza domnului Boana, pentru că dumneavoastră a refuzat. Dar dacă sunt solicitări din partea celorlalți membri, că vor să iasă din comisie, vom înlocui. Deci trebuie solicitarea lor.
Da, deci să depun o cerere, presupun că nu mai pot să facă parte din comisie. Dar trebuie să noi am stabilit, am stabilit pentru data de 9 iulie. Da, da, 9 iulie. 9 iulie. Într-o duminică. Acolo și eu am văzut că vreo 4 persoane este acolo. Absent, prin refuz. Deci nu, dar domnul Barta era. Și mai erau vreo 3-4 persoane. Dar refuzau. Poate, dar nu era. Nu, eu spune numai de domnul Barta că a refuzat categoria ultimile 3. Ceilalți poate n-au fost, dar n-au mai fost. Da, pentru că n-au fost comisia constituțională. Da? Da. Deci ce spune aici? Antochi Paul, absent pe refuz, da? Vrânceanu Lucian, absent pe refuz, da? Eu... A fost o singură situație, dar dumneavoastră nu și-a făcut doar de dumneavoastră. Nu ne-a dus la cunoștință că nu mai vrea să facă parte din comisie. Deci domnul Barna zice că nu mai vrea să facă parte. Am înțeles, dar eu să știți că am stricuit totuși. Da, da, foarte bine. Și nu vreau să vă dați toatele alea. Refuzul poate să fie de ședință. Deci domnul are dar de fond funcțional sunt foarte multe probleme. Da, sunt o sare. Lăsate din trecut. Trebuie spus la zero. Avem acum o ocazie asta pe fondul european să facem cadastrare. Ar fi păcat să nu putem să ne mișcăm din cauza unei comisii de fond funcțional. Într-adevăr, situația e spinoasă. De ce? Și eu caut soluții cumva să-i atragem pe acești oameni să facă parte din comisie. Într-adevăr, sunt zile în care și le pierd pe teren. Da. Deci e clar, într-adevăr. O să încercăm să ne agățăm de ceva în vigoare, de o lege, cumva, să discutim de ceva, nu știu dacă e... Nu, deci nu există, la momentul ăsta nu există, totuși fiscalul nu prevede așa ceva. Dar să întreb și un moment, asta se termină de expus. Ca membru în comisia asta, nu știu cât de... Adică așa o fi procedura, dar problema se pune că în comisia noastră nu este niciun membru din tuta. Și suntem pus în situații de a merge acolo, noi, să spunem, proprietari, reprezentanții proprietarului, și să nu prea știm terenurile, să nu prea știm. Când s-a votat prima dată comisia, când a fost și-o ales, s-a convocat proprietarii și s-a pus problema. Măcar unul, doi din totul și unul, doi din tuta sau cum a fost. Ei, din tuta nici la ora asta nu este niciun reprezentant. Asta ar fi bine să facem dat un cadru legal și făcut alegeri la comisii repartizat pe localități. Făcut alegeri locale. Păi nu, acum dacă spuneți să locuim pe domnul Barna, din trebuie drogul sunteți dumneavoastră, din alegeri din tuta acum o persoană. Da, i-am spus, adică ca să fie comisia da. Pentru că așa bănuiesc... Așa prevede și legea, că spune că trebuie un membru din fiecare localitate. Așa s-a stabilit așa. Asta, adică, nu știu, nu se poate simplifica procedura asta? Sau trebuie neapărat cu convocare? E o întreagă poveste. Nu putem schimba, doar așa, simplu, procesul pe parte care îl chem în urma adunării, ce vei trimis la prefectură și prin urmă prefectului să constitui comisia. Spuneți și păi dacă avem pe 9 iulie adunarea generală, procesul verbal ne trimitem imediat luni și vreau să ne invită poate într-o săptămână, două, nu știu, vedeți cum își pui instituțiile astea, nu pot eu să spun că da. Să dea domnul prefect cu noi. Și el probleme numai. Da. Da. Mai sunt probleme la acest punct. Dacă nu se punem spre aprobare, cine este pentru? Împotriva? Punctul 8. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării imobilului, teren și construcții, rezervor la apă ce aparține domeniului privat al comunicării, totuși prin procedura de licitație publică. Aici știți despre ce este vorba, ce vorba despre farme care plătești din care vrea să creie rezervorul de apă. Dacă sunt probleme de discutat în acest punct, profit, domnul Dragă, domnul Dinu, pe urmă. Care este motivul de să intru din ochiul ori de mine? S-a greșit concertat în altă ședință, ori trecut să proiect atunci? Da, trebuia să fie adus șapte la ultima ședință. Pe ultima. Și s-au greșit intravilan și extravilan. Deci a fost greșită parcela de intravilan și cea de extravilan. Nu erau datele corecte. Scrie raport, da? Că s-au îngrijat la din raportul de evaluare, a fost plătit o suprafață în intravilan și alta în extravilan. Și atunci s-a corectat aceste suprafeți conform catastrului. Aceeași suprafață este, da. Dar domnul care a primit raportul
raportul de evaluare, am zis și că... Rezervul a rămas același? Da. Nu, linia extra, care desparte intravilanul de extravilan era mai în interior, asta a fost greșeală. Și nu putem face cum a făcut BDJ-ul. Ați văzut, când avea nevoie de arte, s-a greșit dimensiunea drumului intravilan și de fapt era nu extravilan. Și iar a fost necesar să intrăm cu proiectul hotărâre pentru modificarea lui. Deci am considerat mai bine acum greșeala să fie dreptă. Și mai sunt destul de dreptă. Da, dacă mai sunt. Dar mai acum vă spun ține. Eu personal mai văd o modificare. Apare ștampila acelui evaluator care e valabil în 2007 și atunci nu era valabil în 2007. Dar și acum tot la fel este. Asta este un contra-expert care vine la bună, nu? Bine, am văzut. Spuneți că pe ultima evaluare mare așa am filat la evaluatorul ăsta, nume autorizații, estimația numărul valabil 2007, atunci era valabil în 2006. Când s-a făcut de asta, a făcut prima păi da, dar evaluarea ni s-a dat în 2017. În 2017 nu are autorizația valabilă. A, așa, am înțeles. Păi și jos cu ștampila. Nu, dar nu știu. Așa că raportul e făcut anul trecut, nu? Nu, nu a participat, n-ați participat la verificarea acum. Ați participat, da. Eu v-am întrebat, ați participat. Deci trebuie să înțelegi. Așa scrie raportul, ați participat la urmă. Domnul meu, conținie. Trebuie să ținem cont că ăsta este prețul de început la licitație. Îți mai sunt despre orice. Sigur. Sigur. Deci licitația se va deschide. Poți să fi și la cine. Da, cine este pentru acest proiect? Păi, dar numai puțin. Da, minus eu am scris și eu m-am scris. Nu are o stare de toată. N-ați. Ba, pe domnul, cum e masă? Nu, aceeași întrebare vreau să spun, de ce revine proiectul și dacă tot s-a modificat, dacă s-a modificat și valoarea. Nu, valoarea, nu? Nu, deci la valoarea a rămas cu tot cam acolo, este valoarea de început la licitație. Nu știu la ce va ajunge, asta e clar. Nu vreau să spun că suprafața care se află acum în intravilan este mai mare ca cea care era din intravilan. Apare mai mare. Deci implicit acum ca să se subscriu la ce au spus colegii mei, mă vezi că se va modifica cam valoarea. Eu asta vreau să vezi acum să mă întâmplă la valoarea. O valoare mai mare obține din avion, nu necesar. Ia fără o vagă. Suprafața s-a mai mai participă la mici. Veniți cu un amendament, vă rog. Puteți veni cu un amendament, nu nicio probleme. Da, alte probleme? Supunem la vot acest proiect de hotărâre în formă inițială. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Două abține. Deci 7 pentru, da? 6 împotrivă și două abține? Da, a venit. Dacă a venit domnul... Păi cum? 7, 6, 14, 15, 15, 15,
trecem la ultimul punct care vă reveți diverse. Vă rog în scrie la cuvânt. Ce mi s-a abținut? Ce mi s-a abținut aici? La punctul 8. Domnul s-a abținut. Domnul s-a abținut. Domnul s-a abținut. La punctul diverse. Numărul văd pe listă. A fost împotrivă, da? Împotrivă. Criteriul Ionel, Cernea, domnul Boacă, da? Cu 6, și restul 7, și da. Deci la diverse, criteriul, Ander, Dino, altcineva? Domnul Boacă. Altcineva? Ce înțelegeți? Poate au aceleași. Dacă vă dau un astfel. Domnul Boacă, nu poate să am Ander. La punctul semi. Care nu ai Altă dată, pune ședințele, vă rugăm frumos, insistăm, ședințele după ora 5 sau 6. Noi avem și grame în cursul zilei. Când le puneți la ora 8, când la 2, când la 3. Deci unii dintre noi mai avem și de muncă, nu să stăm toată ziua. Vă rog frumos. Nu știu cine a fost cu ideea asta, să pune ședințele. E o idee foarte greșită. Nu știu de ce. Noi avem și treabă. Trebuie să supunem la vot. Unii stăm la program, alții stăm la... Putem să supunem la vot. Hai să supunem la vot. Acum stabilim o dată ora ședință. Domnilor consilieri, vă readuc aminte. În toată zona, da? Ședințele sunt puse de primar, într-adevăr, cu acordul Consiliului Local, dar toți au ședințele dimineață. Noi nu vrem ce vrem. Asta nu aici, planul local avem treabă ce face altfel. Nu amestecăm cu Părgărești, nu face la ora 8 dimineață. Fiecare avem servici, plecăm dimineața ora 6, plec din cum s-a întâmplat, ajungem ca să vin eu nu vin. Deci, să subscriu la ce nu m-a pusit, dar să vreau să subscriu la această părere. Eu cred că ședințele, deci primarul pune, dar Consiliul Local am probă. De asta suntem Consiliul Local și deci noi putem să spunem la vot. De ce venim? Ne chemăm ca să facem, să facem rapoarte, să facem proiecte de hotărâri, să facem lucrurile. Pentru ce? Puteți să luăm o decizie, nu? Eu cred că sunteți suverani aici, Consiliul Consiliu Local este suveran. Mulțumesc mult. Luați decizie. Da, haideți la punctul de vedere. Cu data și ora ședinței. Deci, domnul... deci, pe mandatele trecute, o pot înțelege. Și primarul care a fost, și consilier. S-a stabilit ultima joi din lună. Da. Și ora 16. Era 16, dar o ducem de acum. Îi bata și la 17, la 18, dar da. Da, domnul... Domnul... Dacă apăreau probleme de rezolvat până în ultima joi, atunci o declarat. Niciodată nu s-a pus problema când a fost o ședință extraordinară, am făcut eforturi, am venit. Deci, domnul Boacă, vă promit că de luna viitoare așa va. Luna asta va la sfârșit, domnul trebuie să plec și dacă nu vin iar, vin asta. Nu, problema este că va trebui să plec și atușa, și la sfârșit de lună, și nu o să fiu acasă. Și dacă nu o să fiu acasă, iar apar discuții. Deci vă rog să mă înțelegeți. De lumea, n-am înțeles. Ședința este programată, noi putem să o ținem și noastră între dumneavoastră. Exact. Nu e problemă. Am mai ținut. Să mai ținem ședința. Am înțeles. Și se va mai ține. Am înțeles. Bun. Dar azi și problema a fost de sănătă, trebuie să se pună ora două. Dar astăzi o sărbătoare. Poate ar fi o contă și sărbătoare. Noi, pentru noi, cel puțin. Contează-te. De regulă ajung și eu acasă undeva la ora 20 seara. Și eu sunt om, vreau să nu știu mai bine în casă. Asta e altă problemă. Dar problema este că trebuie să facem o regulă, să știm toți. Bun, haideți ca să facem așa. De luna viitoare să încercăm, o să fie mai... mai lejer și facem la ultima joi și ultima la ora 17. Vreau să fie și așa. Atunci puneți la 6. La 6. Puneți la vot, puneți la vot. Nu ai ce să supui la vot. Nu ai ce să supui la vot. Rămâne stabilit așa. Asta se vorbim și mai întrebă și gata. Bun. Rămâne la așa. Sunt așa. Vreți la acum că ne mai Vă rog. Cine? Îi scot afară dacă nu se poate. Da, hai, nu cumva să rămâne singur. Nu-ți scot, dacă îl gândim.
ședinței domnul Adrian Popo și a zis, i-a pus o întrebare domnului președinte și a zis că se ia o dare de seamă pentru un alt mandat. Nu li s-a dat drept atunci, probabil, dar și trece mai repede peste punctele care i-am văzut acolo de total. Domnul președinte, ne-ați dat voi, vă rog să-mi spuneți dumneavoastră, ne-ați dat voi să... Nu, am spus obiecțiile la acest... Așa, așa prezentare. Sau de la diverse, Mulțumesc. Vreau să amintesc domnului Adrian și să-i spun clar că proiectele care le-am menționat, 60% din acele proiecte sunt proiectele vechi, care au fost început din mandatul vechi și acum s-au finalizat. Vreau să spun că ceea ce ne-ați prezentat, este total fals. Deci total fals, în proporție de 60%. Deci eu mi-asum ceea ce spun. Și vorbesc foarte serios. Deci proiectele cu iluminatul, cu ce ați mai spus dumneavoastră, cu stâlpii de curent, cu balastarea drumurilor, cu ce ați mai spus. Deci alea sunt total false. Deci sunt proiecte din mandatul trecut. A fost consilier domnul Porcoș, a fost consilier ca și mine, ca și domnul Moise și știți foarte bine. Deci eu aș vrea ca să ne prezentați adevărul, adevărat, bolborus, transparent, nu prunchiar. Asta îmi doresc. Deci eu asta îmi doresc. Eu mai mult nu mai vreau să spun ca să nu îngi ședința, nu vreau să-i vreau cu ei. Noi am încercat. Mulțumesc mult. La înțelegere cu domnul primar să prezentăm. Acest bine, s-a făcut o înțelegere. V-aș întreba cine a făcut analiza asta. Cumva dar ați blocul? Nu mă interesează. Hai, nu este motiv de cear pentru discuție. Dar noi nu, acum nu venim ca să punem să trecem oameni care sunt în afara Consiliului. V-am explicat. Și nu vrem să ne... Le-am pus la capăt, la îndul, da? Deci eu singură întrebare. Cum stăm Căminul Cultural de Târgu Prodăș? Mai nimic la da, au fost un proiect care și-a asumat răspunderea cineva, nu? Să va interesa așa cineva și ne va da răspuns sigur. Am să încerc să ajut și pe domnul partea asta. Și în al doilea rând, al doilea punct. Cu gazele astea. Da. Sper că se duce pe toată comuna. Da, domnul consilier, a fost discuții. Nu facem niciun fel de... Nu știm când o facem, dar... E o singură comună și cu asta basta. Trebuie să... am avut ocazia acum, o parte dintre dumneavoastră știți despre ce e vorba. Când au apelat a treia oară la noi și am avut discuții cu ei ca să ne ajute cumva, așa, săptămâna viitoare, dintre dumneavoastră și aș mai avea rugăminte, când avem proiecte întâlniri cu proiectanți, lucrări în derulare, hai să facem pe o comisie, dintre toți, ca să nu fie după aia discuții, cât a costat, de ce s-a ajuns, de ce nu s-a făcut și aia și... Pentru că nu pot să le fac chiar pe toate, nu ajung. Cea mai bună variantă ar fi să ne strângem, să am și acordul dumneavoastră, dar de adevăr, eu știu că aveți servicii și nu se poate tot timpul. Cea mai bună variantă, ca să nu mai apară umbre din astea, să formăm comisii dintre dumneavoastră, Consiliul Local, și să supraveghem și lucrările, și proiectele, să pot, deci fără nicio problemă. Domnul Burean, eu am discutat cu dânsul, și îmi spune la un moment dat că ar dura cam mult, un an și două luni, până s-ar implementa proiectul cu gază. Nu-i mult de lucru. Deci vă zic sincer, interesați-vă și vedeți cât de greu merg avizele și cât de greu se obțină avizele la nivelul cea mai. Mulțumesc. Da. Și în al treilea rând, când putem să dăm drumul la școală, cu centrala și cu astea toate? Ca să știe și... Doamna secretar, care a răspuns acum. Doamna secretar, se ocupă inclusiv astăzi de... Da, bun. Deci în lucrare, da? Da, da. Bun. Bun. Maxim, dacă nu contestați, maxim două săptămâni să avem contractul semnat. Da. Bun. Deci exact cum am plănuit în vacanță să-i dăm drumul, da? Domnul Dinu. Mulțumesc. Eu am două mici probleme. Una, l-a spus cu iluminatul ăsta și chiar astăzi merge cineva acolo, în Moara Vechi. Jos? Da, bună. Nu? Să punem două urmă. Bă, ca nu mă rog, că și-a la OES, dar nu am discutat să pună de acolo, nu s-a ajuns la jumătate. Am zis că au încheiat o problemă și dacă s-au ocupat de sosie, s-au ocupat de stâlpi ăștia. Bun, așa, și ploaba. Ploaba, ce faci? Mergem înainte sau ne oprim? Mergem înainte? Înainte ce înseamnă?
La un moment dat, eram în sport în ea. Deci n-ai recovărit. Domnul Mitițel, v-aș chema să-mi dați unul de ajutor, mă să mă rog. Am fost, v-am dat unul de ajutor. V-am dat? Și vreți să spuneți un bază unul de ajutor? Da, mulțumesc. Și într-un fapt, în contra, am și plătit și nu beneficiez ca altul. Știți că am plătit, ca un corect. Bun, dar ați și îndemnat pe altul să mă plătească. Eu nu am îndemnat pe altul să mă plătească. Bun. Nu, domnule, ăsta deja e terenul, nu, aici e Consiliul Local, nu e eu. Bun. Da, știți că am venit informat referitor la problema apei. Așa, săptămâna viitoare, în dimineață, să mă duc acasă. Se așteaptă reeșalonarea pe 2 ani de data asta prin instanță, mai am comunicat în instanță, pentru forma de treaba asta. Așteptăm, vedem când o să fie și răspunsul. Mergem înainte, pentru că am apucat de cămine. Cum se montează primul cămin general cu unul din cartiere, se va porni... Trebuie să știm și noi că postă cămine de acelea. De viziu și tot ce ne bagă este la aceeași firmă. Da. Chiar vreau nu este. Puteți rămâne două secunde. Da, se ia vreau. Și vedem, nu mai este nevizat. Da. Imediat după ce se montează primul cămin, se va pleca cu tot cartierul cu apometre. Încă mai avem pierdere. E cu fiecare consumator unui contract individual. Nu s-a făcut promes, nimic. Se topesc contracte. El s-a avut 70 de contracte aici. Deci... Se am fi frumos. Nu, domnul Moise, s-au adus 70 de contracte pe săptămână. Deci omul care se duce și citește, mă duce. Noi am așteptat acele înștiințări care vi le-am propus pentru fiecare consumator din comună să primească un plic acasă, cu asta, cu asta, cu asta. Nu s-a făcut. Deci înseamnă că când am putut și atunci aceeași ședință extraordinară, a fost o ședință așa, de ne-a pronunțat. Și tot spuneți că sunt pierdere, că nu ați motivat, adică vreau să fiți mai elegant, domnul Popescu. Ca să nu spuneți scurturi, da? Deci sunt pierderi, dar ne-am dat seama. Nu, sunt lucruri. Și lumea mai consumă prima oră. Deci noi dacă spunem în ședință, dacă omul este rău plătit, nici nu v-ați spus, domnule, de branșat. Găsește-mi unul, domnul consilier. Găsește-mi unul și al dumneavoastră. Spune-mi mie, nu-mi la mine. Mă duc eu la el. La ce se găsește? Dacă dumneavoastră găsești un... Deci tot să-ți vând gratis, nu luați nume de rău. Deci toată lumea plătește asta, dar nu plătește... Nu, dar tocmai ai spus mai înainte că sunt care nu vor să plătească, unde și nu vor să plătească. Dar n-am zis că nu vor să plătească de la bine. Eu am spus că sunt pierde, da? Da. Dar eu n-am zis că nu vor să plătească. Ai spus care au rămas sau mă rog. Și uite să plătească. Dar nu e dragă, bun. Bun. Dar una e că nu plătește 10 lei și una când îți plătește 10 lei și îți consumă 30. A, da, 10 lei putem să-i faci nimic acelui om. Sunt care au primarii. Și știți foarte bine, sunt care au milioane. De ce tot rămânăm acasă, tot rămânăm și merge unde? Sunt o grămadă, eu nu sunt polițist comunitar. Eu fac parte din acest consiliu, am calitate de consilier local în acest consiliu. Nu sunt jandar, nu sunt polițist local, nu am nicio treabă, nu este treaba mea. Să vă duc interes. Deci nu este treaba mea, să înțelegi. Ba, este treaba dumneavoastră. Nu este treaba mea. Local. În consiliul local trebuie să se implice în problemele comunității, să știți. Bun. Da, domnul Dino? Mulțumesc. Domnul Goane, vă rog. Deci, în prezența comunitatului, aș vrea să ne găsească cu toți de bala foarte suflată din ceea ce începe și răspunsul mi se dă. Prima problemă, dar tot ce vorbea de apă anterior, vreau să îi se spun aici. Perioada când s-a reparat conducta de la Zicioara, deci exact în luna de la data, de la data de, motivul de ce s-a înlocuit conducta, pentru că erau pierde. Și care erau pierde, în cantitativ aproximativ, sunt pierde 10 metri pe oră sau 50 de metri pe oră. O secundă, am participat efectiv la acest lucru. O să vă spun că am intrat, când am început lucrarea cu două burduri excavatoare, se trăgeau unul pe altul, ca să putem să facem șanță acolo, și acum puteți merge în șlac. Fără muncă. Deci, vă dați seama... Nu pun întrebarea de intențios. Și domnul Moise are filmat ce colm a dat, cred că 30% din conducta mai era... Nu, era și mai zăcat așa. Ce nu-i cum ai conducta, ai trebuit să-i bată pe mine. Iar vreau, domnule, dar eu... S-a făcut și la procență. De la aia mea nu vedea altceva pe așa. Dacă mă dat mai spune. Da, deci, aș vrea să știu care erau aproximativ pierderi de punctat de timp.
Când apă se perdea, păi cum și-au dat seama când a fost blocat? Un metru, un metru bucul la 10 minute am avut el de acolo și nu știu de câți ani de zile. Așa, și deci nu se știe. Deci chiar nu știu de câți ani de zile era. Oricum era imers pentru că toată zona mai era circulată. Întrebarea, pentru ce este un fac consumator din Brișoara? Să plătească acele prețuri care nu au fost preotați din cauza de sau din ingenta lui. Din cauza conducerii de lucru, nu a luat mai sus. Și nu numai din cauza. Acolo conducerea a luat măsuri, în primăvară s-a și patru. Știți cum a fost situația? În momentul în care a intervenit Grabu și a asistat furnizarea apei pe Vieșoara, noi am oprit, vana din centru. Da? Așa. Și atunci s-a sesizat că contorul din Vihulucarul încă se învârtează. S-a oprit următorul cămin, iar se vârtea, s-a oprit următorul și am depistat că de fapt acolo nu era zona mărăștii noastră, cum toată lumea zicea, ci erau pietre. Da, deci știu că au fost pietre. Ferice faptul că ar trebui făcut, dar în momentul dat mai sunt pietre, să nu o să mai fie contul. Dar ceea ce vreau eu să nu se scoate la dumneavoastră, să afirmați aici, s-a făcut târziu totuși. Nu se putea lucra iarna. Da, dar am luat dispozitorul vara, am trecut și o toamnă. Buneau curs, zeci de metri pe minut. Nu promesă, din ce s-a discutat până acum, răspunsul e clar. Nu s-a știut de pierdere, până nu-i dezrotem. Până la unii grabă să-i strângă cu deci prin ușă, asta e răspuns, asta e adevăr. Până nu e robinetul, nu știu de pierdere. Nu e trebuie. Deci instalația o verificam pe urmă, știți că am mai avut discuții. Dar toată lumea așa spunea acolo, este zona mărăștii noastre. Și de fapt nu era. Nu știu cum îl sunt verificat instalația, dacă acest casier care îi plătege în apă din consumul de apă, el habar n-avea unde este racordată conducta de la Vișoara. Și nici acum nu știa câștigă. Dar este casierul. În legătură, tot cu acest casier. Să se facă ceva, nu este hotărât de Consiliul prin care s-a aprobat remunerarea dintre banii încasat la apă. Să fie plătit ca ceilalți lucrători care fac parte din aparatul propriu primar. Este o greșeală absurdă. El strânge bani și banii ducă salariul lui. Pe factura nu trebuie să fie. De asta s-au creat aceste... Nu s-au mai discutat peste. Discutăm noi, dar ce ne-au adunat? Să știți că știu despre. Exact. Dar trebuie prost, domnule, cineva la care nu vrea, la punct, dar nu o paie altă în față și o pic. Știu, discutăm, domnul Baga, aș vrea să discutăm după două secunde care sunteți rămâneți, repregem la aceste lucruri. Tu urmă, ați pomenit aici că vreți, adică v-ați ocupat sau ați demandat acțiunea gaz natural pentru comun. Lucrul ăsta este început de până în anii 96. Ce s-a făcut la vremea respectivă, voie este de folos? Nimic. Păcum, este aprobat de la media, hotărât de guvern, cu partea din proiectare, deci noi s-au cheltuit bani cu Căiuțanu. Da, la media, există acel proiect? Da, aici a rămas în primărie. În vremea lui Andonu lucrat, s-a măsurat, s-a măsurat. Știți ce am găsit singurul lucru pe care l-am dat? A fost că eu am zis că punctul de distribuție pentru cele trei state să fie în Islandia, de Cuba și Cuba. Dar am depistat că ar fi fost făcut o schiță deja în capătul Hețașului, acolo în gangul respectiv, la Gondoș. Ăsta este singurul lucru care... Eu vă spun ce a rămas în 2000 când am plecat de la primărie. Deci a rămas aprobarea de la Mediaș, hotărârea de guvern prin care se specifica clar aprobăm distribuții de gaz cu natăcător, dar pe cheltuia la consumator, adică la locuitor. Da. Dincolo la fondul CDCAP, proiectul pentru stația de racordare pentru cablu propriu și Vișoara. După aceea, în termenul domnului Anton, s-au făcut măsurători, bănuiesc măsurători, s-au făcut dragul de a umbra pe Iosan și Soca și Sepan. Probabil au crescut o salcea. Bun, doamna de la Hilul mă găsește? Rămâne. La unii cu protecție civilă. Da.
N-are voie să spună secunde și discută. Și o să va face ceva. Nu, mi-e teamă, îți vor cheltuia bani. Ca și atunci, să ajungi într-un loc și să puni crucea. Să scrie la asta. Altcineva, dacă mai e cineva, curte domnul Goianu. Eu aș vrea să punctez cu dialogul. Prima dată aș vrea să spun. A domnul primar să iei o hotărâre sau prin Consiliul prin care Antica se începe așa și vine pe PTV. Știți foarte bine că în fiecare an vine plasează de acolo, acolo face un pol și se curcă în pol de la avantul la gara. Cred că nu este corect. În al doilea rând, ar trebui plătit un impozit la primărie ca să poată să mai puțin. Pentru că este nevoială concurența față cu alți agenți economici. Duminică, vedeți că vine ăla cu mașina, de fiecare dată. Este necesar, da, foarte bine, să-și găsească un loc, nu chiar în centru, acolo unde este lumea, parcă ar fi o cărciumă acolo, nu este la serviciu, iar în al doilea rând, iar concurența neloială. Cu cine? Cu celălalt agenți economici. De ce? Nu plătește nimic. Păi, dar cum adică? Pe ai noștri, le dăm taxă la ăștia care sunt și plătesc aici, iar cei care vin din afară, nu are nimic. Trebuie o autorizare de la primărie. Da. Deci nu știu, o modalitate. Trebuie o înștiințare din înainte ca să știe din timp. Trebuie făcut că de agenții economici, da? Era din tot din mandatul trecut, era asta nu este un lucru. Trebuie făcut în așa fel ca să cine mai este. Școală. S-a terminat anul școlar, da? Mi se părea corect ca doamna directoare, sau cine este competent, să vină să ne spună. Cum a debutat activitatea școlară? Dacă avem copii, dacă avem copii la olimpiadă, la șeret, la națională, performanța copiilor concomitent cu performanța profesorilor. Da. Ce înseamnă? Și profesorii trebuie să aibă dacă putem să-i stimulăm pe acești copii. Deci trebuie să creăm niște lucruri. Am discutat cu doamna directoare la dimineață, de rătură, avem câțiva olimpici. Atât aici, atât și la Puta, va trebui o perioadă de consiliu local, pentru premierală, din motivul că a venit extrem de târziu, am discutat și cu doamna de religie și cu domnul Chisulea de la Puta, avem și acum un băiat olimpic național, am înțeles. Păi, noi trebuiam luat aceste măsuri dinainte, că acum, bănuiesc, când se fac premierile, trebuia copiii ăștia stimulați, ca și celălalt să facă la rândul. E bine dacă se va face și la început de la școală în septembrie. Da. Deci, asta este singura, să știți că e lucru, da. S-a discutat deja, în septembrie, când va începe la anul școlar, vor fi de ce. Trebuie să luăm încă acolo, în vreo hotărâre. De hotărâre și la bugete, pentru că vedem noi. Ca copii, până la urmă și profesori. Dacă profesorii nu sunt stimulați, degeaba îi dăm copilul, pentru că nu are cine să lovezi la un moment dat. Acum nu vin, domnule, cine știe ce sume exorbitante. Dar, domnule, copilul ăla, dacă primești măcar o diplomă din partea primăriei, eu zic de la casă, undeva și spune, domnule, eu știu care este situația. Ei, îi crește potențialul să învețe și ceva. Sigur. Da? Păi dacă pot. Da. Și ambiție, că dacă are ambiție, atunci mă dăm să poate. Chiar mă uitam la un moment dat, două secunde. Chiar mă uitam la un moment dat la o emisiune, nu mai rețin în ce comun a fost, în care au fost premiați cu biciclete. Nu este, deci nu este ceva rău. Deci eu consider că au fost cu oameni. Da, sigur. Dar e așa. Dar nu trebuie. Am complicat. Cred că mai interesant ar fi un telefon, smartphone, că se ține bicicletă nu prea. O tabletă. O tabletă. Mi-e de vot, poate. Vă rog, stați. În ultimul stadiu, aș vrea să aduc atenția cu terenul de fotbal. Deci eu aș fi foarte bucuros ca și dintre dumneavoastră să veniți să mă ajutați. Adică să ducem la bun sfârșit programul acesta. De ce? Pentru că poate nu aveți copii, dar la rândul dumneavoastră aveți nepoți, la rândul dumneavoastră aveți nepoți sau cine este acolo, eu știu. Știi că am fost primul care s-a marcat la Dămurii și s-a dus. Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru gestul pe care l-ați făcut. Atare! Sper ca și de acum încolo dumneavoastră să participați ca să puteți ajunge la bun sfârșit acest proiect. Haideți, domnul Mureanu.
Nu, aș vrea să se înțeleagă că la echipă sunt așteptați toți copiii care vor să joace. Sau poate sunt din această comunitate oameni binevoitori care vor să ajute. Și nu vedem. Să iei legătura cu mine, să vedem cum putem să facem ca să facem în așa fel ca copiii noștri să nu fie obezi. Asta este următorul punct. În sport am început cu sportul terenului. Eu cred că am dat mulțumesc foarte mult și văd că... Dacă nu mai sunt probleme, declară închisă.